Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. De data aceasta reluăm într-o anumită măsură un subiect pe care l-am început în urmă cu câteva episoade, un subiect intens și o conversație care nu cred că ar trebui vreodată să se termine, ci ar trebui să o continuăm și aici și acasă. Așa că alături de mine vreau să vi le prezint pe invitatele mele. Sunt Nico Miclăuș, Naomi Terec și Laura Morar. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Mulțumim frumos de invitație! Mă bucur tare mult că sunteți aici și mă simt foarte confortabilă să am discuția asta cu voi și noi împreună să discutăm despre lucruri care dor, lucruri delicate, despre care nu știu cât de mult am învățat noi să discutăm. Și mă bucur foarte mult încă o dată să spun că avem ocazia asta. Voi le știți și pe fetele de la New Life, cu ele am început cumva în cadrul emisiunii Asimetric discuția asta pro-viață și o continuăm astăzi, pentru că voi în luna asta faceți parte dintr-o campanie, o campanie pro-viață pe care Marșul pentru Viață Cluj-Napoca o găzduiește cel puțin în social media. Și ca să ne introduceți un pic în atmosfera acestei luni, pentru că e o campanie care începutul lunii și se va finaliza la sfârșit. Care e planul vostru? Ce se întâmplă? Care e scopul? Care sunt ideile? Știu că munciți foarte mult, munciți de zor și o lună intensă, dar povestiți-ne câte ceva despre ce se întâmplă în luna asta. Hai că încep eu, așa că dacă se lasă tăcerea. Campania Femei Puternice, care se derulează pe toată luna lunii martie 2021, a început undeva în ianuarie. Două prietene ale unei colegi de ale noastre, despre care știam că au niște povești de viață deosebite, cumva s-au arătat deschise să-și împărtășească povestea cu noi. Și atunci ne-am gândit de ce să avem doar două femei care își spun povestea, de ce n-am avea o campanie, adică un trei grup de femei care vin în față și vorbesc despre lupta lor pentru viață și felul în care au înfruntat obstacolele ca să le dea copilor șansa la o viață sau la o viață împlinită. De aceea campania se numește Femei Puternice. Și vom discuta despre ce înseamnă de fapt o femeie puternică, pentru că cred că avem tot felul de mituri în mintea noastră și o imagine cumva presetată de, mai ales de ce ne spune social media. Dar aveți un slogan interesant. Cine vrea să povestească despre sloganul campaniei? Sloganul campaniei noastre este Femeia puternică luptă pentru dragoste și dragostea nu renunță la luptă. Este foarte sugestiv pentru ceea ce se promovează în decursul campaniei. Vom avea printre poveștile de viață impresionante ale femeilor pe care le vom posta pe pagina Marșului concursul și provocarea cu care vom veni și despre care o să spun imediat, pe lângă mesajele de încurajare. Vom avea și câteva live-uri, 5 live-uri, care prin tematica lor subliniază de fapt ce înseamnă o femeie puternică și cum ajunge ea acolo și toată zbaterea ei pentru asta. Unul dintre live-uri îl vom avea cu Dorotea Chiriac și Belaștir. Este despre între feminism și feminitate. Un subiect foarte interesant. Un subiect mult abordat. Și foarte, o să fie foarte frumos pusă problema. Un alt interviu va fi cu mai multe familii, membre ARFO, Alianța România fără Orfani. Se va discuta despre cum prin adopție oamenii pot să ducă lupta pentru viață mai departe. Și vom avea poveștile foarte interesante ale familiilor care au adoptat. Ce frumos, pentru că cred că atunci când ne gândim la ideea de pro-viață, nu ne gândim neapărat în direcția adopției. Și un element important. Și ar dori aici să mai adaug, apropo de logo și cum s-a născut, sau de fapt motto-ul nostru, eu ne cam încurc acești termeni, dar motto-ul nostru se referă foarte mult și la ideea de o femeie atunci când rămâne însărcinată,
copilul este acolo și decizia ei este voi iubi copilul sau nu-l voi iubi. De aceea femeia nu renunță la dragoste. O femeie puternică nu renunță la dragoste. Ea are o dragoste înăuntru ei, care o înțelegem ca maternitate, și o lasă să se dezvolte sau nu. Și apoi dragostea ei este cea care nu va renunța la luptă, indiferent de obstacolele care vor veni. Apropiu social, o problemă de diagnostic de medical, un diagnostic greu, sau își dorește un copil, să adopte un copil și toată familia este împotrivă. Deci această putere a dragostei de a merge înainte și de a face ca lucrurile să se întâmple, și până la urmă asta e și dragostea lui Dumnezeu, adică de asta suntem toți aici. Dragostea nu e ceva static, e ceva care face lucrurile să se întâmple. Știu că e clișeic, dar de multe ori se spune așa că dragostea este un verb, nu este neapărat un substantiv. Nico, cred că te-am întrerupt cu lista evenimentelor. Ce urmează după live-ul cu Arfa? Vom avea de asemenea un live foarte interesant, pe al cărui nume este... el va urma tema consilierii, puterea de a fi vulnerabilă, despre consiliere. În egală măsură, credem că o femeie puternică este femeia, nu este cea care niciodată nu are nevoie de ajutor, niciodată nu cade, niciodată nu este slabă, ci din contră, femeia care își asumă că este om și care are momente de slăbiciune și momente în care are nevoie de oameni, de comunitate, de prieteni care să o susțină, și va fi abordat și acest subiect. Ce mai lipsește? Mai lipsește ceva din listă? Da. De asemenea, vom avea un live cu Daniela Maron, protagonista vlogului Dincolo de mine, împreună cu Camic Poco, în care vom discuta despre cum să devin o femeie puternică. Vom lua cumva din plin tema campaniei și se va aborda această discrepanță despre cum vede societatea acest lucru, cum este de fapt și cum, care sunt pașii înspre acolo. Ok. Am numărat 4 sau am ajuns deja la 5? Foarte bună întrebarea, dar cred că sunt 5. Pentru că debutăm cu cum să devii o femeie puternică despre ce martie și apoi finalizăm cu consilierea pe 29. Hai să vedem cum să devii o femeie puternică. Apropo de întrebarea asta, hai să o dezbatem și noi aici. Adică o femeie devine puternică, o femeie se naște puternică. Pentru că de multe ori avem impresia și ne uităm în jurul nostru la femei care au făcut lucruri impresionante și ne gândim, eu niciodată n-aș putea să fiu atât de impresionantă sau remarcabilă, și cumva vedem că în anumite femei există parcă, nu știu, ceva mai special cumva. Și interesantă întrebarea asta, devenim sau suntem? Cum o descălcim? Cred că răspunsul e clar, devenim, pentru că de fapt toată viața e un proces în care creștem și ne dezvoltăm și devenim. Dacă ne propunem asta, în primul rând. Și aici opinia mea este că odată ajuns la o oarecare maturitate, e important să avem un set de valori, un set de valori morale de referință înainte de a ne asuma un rol social. Fie că vorbim despre familie, rol de soție sau de mamă, fie că vorbim de carieră sau de orice alt domeniu din viață, cred că e important, înainte de a ne asuma oricare din aceste roluri, să ne setăm și să avem foarte bine integrat un set de valori morale de referință. Și aici, bineînțeles, ceea ce noi promovăm sunt valorile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Biblie. Dar cred că e foarte important, înainte de a ajunge în tot felul de situații de criză, pentru că, de fapt, noi vorbim și definim femeia puternică ca o femeie care a făcut față cu bine unor situații critice. Dar, de fapt, fiecare dintre noi ajungem la un moment dat în viață în situații grele sau critice sau de criză.
Și da, putem atunci să le descălcim sau putem să ne învățăm din timp cum să răspundem. Și cred că e important să avem acest set de valori care să ne conducă cumva viața și să avem niște principii la care să facem apel în momentul în care ajungem în momentele de criză. Pentru că odată ajuns în momentul de criză, o să fii bombardat cu ideologii, cu idei, cu informații și dacă nu ai ceva clar în care să fii ancorat și în special o relație cu Dumnezeu în care să fii ancorat, o să fii tras din toate părțile și asaltat din toate părțile. Și cred că mai este un strat aici, Laura, că auzi, și să mă contradicesc dacă greșesc, auzim din toate părțile tot felul de ideologii, vorba ta, păreri, opinii și așa mai departe, dar cred că și noi pe noi înșine, dincolo de ce ne spune lumea, cumva ne judecăm foarte sau foarte aspru sau noi pe noi ne împovărăm, tocmai pentru că mi se pare că am dereat foarte tare, știi? Și se întâmplă să ajungem în situații de criză. Ce facem? Cum ne ajutăm pe noi înșine? Știi, în loc să ne îngropăm, cum ne ridicăm? Așa, ca să provoc puțin oamenii să fie curioși cu privire la live-urile pe care le vom avea, exact această întrebare și această problemă se va aborda într-un mod foarte interesant în cel de-al cincelea live pe care îl vom avea, care va fi un live destinat discuției părinților care au copii cu dizabilități. Și se vor aborda aceste laturi foarte sensibile despre care tu spui, pentru că este o nișă pe care această abordare e foarte sensibilă. Da, și ceva apropo de discuția care n-am avut-o în prealabil, cred că e foarte important să conștientizăm că mie nu mi se poate întâmpla niciodată, este o afirmație falsă. Cu siguranță. Și sunt aici martor viu. Da, e foarte important. Și ce ne dorim cu campania? Da, o să aducem în fața oamenilor povești de femei care, prin deciziile lor, au influențat cumva în mod major și în bine viața copiilor lor. Dar ele sunt doar câteva exemple, așa, gen să ne facă poftă și să ne facă să ne inspire, dar ce ne dorim dincolo de asta e să provocăm comunitatea. Cred că e cazul ca fiecare dintre noi să reflectăm la întrebări care, așa cum zici și tu, sunt teme care nu se discută și te trezești într-o zi că ești pus față în față cu ele și nu știi ce să faci. Și chiar asta ne dorim, să provocăm oamenii să se gândească, ok, ce aș face eu dacă aș ajunge în situația respectivă, cum aș reacționa eu. Sau o altă provocare ar fi, ok, ce cred eu de fapt despre viață? Care e valoarea vieții pentru mine? Și iartă-mă că intervin, că nu vreau să te întrerup, dar mi se pare că sunt, aici vorbim despre niște domenii care, cu atât mai mult dacă avem o credință, da? Dacă avem niște valori ancorate în adevărul biblic, cumva ni se pare, noi știm clar care e valoarea vieții și nu ne mai gândim la asta, dar încerc să fiu coerentă, că am foarte multe idei în cap, dar cred că de multe ori se întâmplă că exact acolo unde ne credem tari și nu veghem, pentru că ni se pare că ok, în mintea noastră e limpede, n-avem nimic de a face, dar când vine valul, din cauza faptului că n-am vegheat și nu ne-am întărit în mod constant acea credință sau acea valoare, nu știu, ne aflăm în fața faptului împlinit în care ți se pune întrebarea, avortezi sau nu? Mergi până la capăt sau nu? Ce faci? Știi? Și atunci, iarăși ajungeam, am crezut că mie niciodată nu mi se poate întâmpla. Știi, cât e de important să ne... cât e de important să veghem până la urmă asupra ceea ce credem. Da. Da, și aici cred că ai rolul pe care biserica ar trebui să și-l asume. Dar dincolo de ceea ce e biserica, de fapt suntem noi oamenii. Biserica e formată din oameni și ne dorim foarte tare să provocăm pe fiecare dintre cei care vor urmări materialele noastre și chiar emisiunea. Astăzi e un moment bun de reflectare apropo de valoarea vieții și de cum aș reacționa eu sau chiar cum aș reacționa și cum reacționez față de persoane care sunt
în cauză, pentru că și asta este un alt subiect. Ajungem acolo imediat, pentru că este foarte ușor să vorbim despre alții și foarte greu să vorbim despre noi înșine. Dar, Laura, cred că tu ai spus la un moment dat în conversația noastră cum că o femeie puternică înseamnă o femeie care a făcut față momentului de criză, care a ales viața în acel moment dificil. Întrebarea mea este doar, asta înseamnă să fii femeie puternică sau nu neapărat? Acum, eu tot am așteptat să zic un cuvânt și acela este, și mi-am gândit foarte mult la el, dar acela este obișnuit, adică femei obișnuite, acte de curaj ale femeilor obișnuite. Și da, noi am ales femei obișnuite care au dat dovadă de curaj atunci când au ales viața, atunci când au luptat pentru viață, atunci când s-au zbătut pentru copilul lor, în diferite feluri, fie că e copil natural, fie că este un copil adoptat. Dar și de ce am ales această temă? Pentru că până la urmă este o temă de viață și de moarte, adică nu prea avem ori viața, ori moartea, nu există cale de mijloc. Și felul în care apreciezi viața și te lupți pentru asta ca femeie, va pregăti generațiile viitoare, prin copiii tăi, prin familia ta. Și eram în altă parte, discutam cu altcineva și vorbea despre părinții care au copii cu disabilități ca părinți eroi sau mame eroine. Și deși am înțeles acest concept, totuși nu sunt foarte de acord cu el, pentru că nici nu vrem să ridicăm standardul așa de sus încât să fie de neatins. Și atunci o femeie puternică e cea care își folosește darul pe care Dumnezeu i-l-a dat, abilitățile pe care Dumnezeu deja i-l-a dat și le pune în negoț, în folosire pentru ceilalți. Că puternic e un substantiv cumva de comparație oarecum față de cine, față de cel slab. Și aici, bineînțeles, este copilul și feminitatea nu putem separa de maternitate și atunci este un dar pe care îl avem, este special și în ultima vreme este tot mai... ne raportăm într-un mod foarte derizoriu la acest dar pe care doar femeia l-are, adică e și o responsabilitate și o putere și un dar și cred că e bine să ne reîntoarcem puțin la identitatea noastră. Da, și scuze, cred că aici foarte mult intervine a doua parte a sloganului, e lupta, care e o luptă continuă și femeia puternică și a fi puternic nu-i doar un moment, nu-i doar cândva, odată că am ales, ok, nu fac avort. De fapt, trebuie să aleg în fiecare zi. E o luptă continuă și la fel cum viața nu e lineară și la fel. Sunt momente mai ușoare, sunt mai momente mai grele. E important să știm ce avem de făcut și să ne asumăm feminitatea și maternitatea în fiecare zi. Și e o luptă care, da... Aș scormoni un pic, să nu vă supărați pe mine, dar aș pune întrebarea în felul ăsta. Dacă o femeie a cedat, a eșuat, poate n-a reușit să aleagă viața într-un moment critic, mai poate deveni o femeie puternică? Da, Nico, dă din ochi. E foarte bună în întrebarea asta. Cu siguranță că poate să mai devină o femeie puternică, pentru că fiecare dintre noi avem... dreptul la iertare, avem dreptul la vindecare și la a porni din acel loc cu speranță spre viitor, lăsând în urmă trecutul nostru exact așa cum Dumnezeu îl lasă și privind cu speranță spre noi, spre resurse, spre oameni și încercând mâine să fim o versiune mai bună a noastră decât ieri. Ai spus tu ceva foarte important când prezentai live-urile despre puterea de a fi vulnerabilă. Nu cred că am asociat vulnerabilitatea cu puterea. Cât e de important să fim vulnerabile? Cât e de important, poate altfel spus, să cerem ajutor? Să căutăm consilierea din experiența voastră? Nu știu. Este atât de important încât poate fi o decizie salvatoare. Pentru că indiferent de problema care se află la mijloc, a aduna în tine durere, frustrare, temeri, vină,
poate să ducă la consecințe care să te afecteze emoțional, fizic, psihic, social, relațiile. Poți să te închizi atât de mult în tine încât, ducând la extrem, viața ta să fie distrusă. Când, de fapt, prin a-ți asuma că ești într-un moment în care ai nevoie de ajutor, poți atât de ușor să te ridici și să mergi mai departe. Cred că încă suferim de o mentalitate eronată în care dacă cerem ajutorul, dacă mergem la un consilier, dacă mergem la un terapeut, dacă mergem la un psiholog, mai mult dacă mergem la un medic psihiatru, este ceva absolut dereglat cu noi, este ceva, care nu e ok deloc și uităm efectiv că nu suntem meniți să ducem lupta singuri. Și atunci ne blocăm în treaba asta că ceva nu e deloc ok dacă cerem ajutorul. Mă gândesc la... Este un verset în Biblie care mi-a dat foarte mult de gândit. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, așa. Și mie... Ok, asta am înțeles-o, da? Și veți fi vindecați. Și eu mă aștept. Adică am stat și m-am gândit, care asocierea? Ok, mărturisiți-vă unii altora păcatele să vă cereți iertare, mărturisiți-vă unii altora păcatele să nu știu ce, să nu le mai faceți, să aveți pe cineva care să vă ajute în ispita în care sunteți, dar și veți fi vindecați. Adică această idee de păcat ca o rană care este în mine și acea rană se va deschide și pot să o aduc spre vindecare atunci când îi dau... când îi dau drumul, o mărturisesc, o spun cuiva. Și bineînțeles, acolo ne cheamă să mărturisim într-un mediu sănătos, într-un mediu unde putem avea încredere în alții, într-un mediu în care celălalt care mă ascultă este mai priceput și mai tare decât mine. Și asta poate să fie sub diferite forme și feluri. Și un lucru important, primul pas, de exemplu, ca cineva acum... trecem într-un alt domeniu, dar doar ca să învățăm o lecție, primul pas ca cineva să scape de orice dependență este să înceapă să spună cu oare, să spună am o problemă. Pentru că atunci este, e primul pas și fizic nivelul de cortizol scade, pentru că nu mai ești așa stresat, că e nascuns și atunci începe deja să o altă relație cu acea problemă. Și eu am fost și consiliată, și consilier. Așa că nu pot să spun decât că am trăit pe pielea mea acest verset și cred că este de folos să ne găsim persoane și să vorbim. Dar hai să îndreptăm un pic discuția spre noi apropo de ce trebuie să facem noi sau la ce ar trebui să lucrăm noi, pentru că cred că trebuie să lucrăm la niște mentalități, la niște stereotipuri pe care ni le-am format și le-am adoptat. Și sunt curioasă cum vedeți voi că în general ne raportăm atât la femeile care au avut puterea de a alege viața în momentul de criză, cât și la femeile care nu au avut această putere și nu au reușit să aleagă viața. Care sunt abordările eronate? Unde greșim? Sau unde facem bine? Că cred că facem și bine și am mai învățat câte ceva. Aș vrea așa un pic să luăm temperatura, pulsul contextului, să vedem cum stăm la acest capitol. Cred că, indiferent de situația despre care vorbim, fie că vorbim despre o femeie care a ales viața, fie că e o femeie care a ales să nu dea curs vieții, o să întâlnească foarte diverse reacții. Cumva, oriunde mergi, o să dai de preconcepții și de judecăți de valoare. Și aici, cumva, văd două extreme. Văd extrema societății, care... din nou e foarte agasantă și foarte mult pune presiune și te trage din toate părțile și zice ok, important pentru o femeie cariera, important e să devină independentă, important e să fie cineva în societate și atunci copilul ăsta nu e chiar binevenit în momentul acesta.
fără să ne gândim că, de fapt, a fi independent înseamnă, în primul rând, a nu te lăsa influențat. Și în momentul în care eu dau curs acestei ideologii a societății, de fapt, nu mai simt dependentă, în sensul propriu al cuvântului, că, de fapt, sunt foarte influențată. Și, cumva, asta e o voce foarte puternică a societății. Pe de altă parte, dacă merge înspre partea de biserică, și acolo, din păcate, avem destul de multe preconcepții. Și o să dea de judecăți de valoare, ok, ai ajuns în situația asta, n-ai decât să te descurci, sau nu mai există iertare pentru tine, sau noi suntem un pic mai sfinți, nu știu dacă te potrivește aici între noi. Laura, ascultându-te pe tine, mi-am amintit de... cred că a fost prima prietenă de care mi-amintesc eu, care a rămas însărcinată în timpul liceului. Mă rog, ea era la liceu în perioada aia, cred că eram și eu, dar nu mi-am amintit sigur. A decis să păstreze sarcina, dar reacțiile și dintr-o parte și dintre alta au fost năucitoare. Pe de-o parte, evident, la școală se făcea mișto de ea, dar apropo de femei puternice, dar a ales să-și continue școala, să nu lase baltă. Și pe de altă parte, da, sarcina aia a fost urmarea unui păcat, în sensul în care s-a întâmplat ceva ce nu trebuia să se întâmple în mod normal. Și cu toate astea, cum te ajută biserica și cum te ridică? Pentru că ce s-a întâmplat, și nu vreau să fiu înțeleasă greșit, cred că fiecare biserică își are înțelegerea ei și regulile interne și așa mai departe, dar conceptul acesta de faptul că dai o persoană afară din comunitate mi se pare foarte dureros. Și asta s-a întâmplat cu ea, pentru că sarcina a fost urmarea unui păcat, ea a fost excomunicată, ca să zicem așa, din comunitatea din care ea făcea parte și mi se pare foarte apăsător, dar iarăși zic ca exemplu de femeie puternică, nu și-a părăsit credința. Dar apropo de cum privim noi. Da, acum cred că nu neapărat putem să zicem la nivelul general, pentru că știm că sunt biserici sănătoase și corect, sunt comunități corect. Sănătoase care au decis să reacționeze într-un mod constructiv. Și din nou, ca și campanie, nu încurajăm, ok, rămâneți însărcinate cum puteți, pe unde puteți și noi exact, o să vă celebrăm. Exact. Nu asta e ideea. Doar că, cumva, în inconștient, prin faptul că spunem ai păcătuit, n-ai decât să te descurci, de fapt, noi comunicăm nu mai ai sprijinul nostru, nu mai ai iertare, nu mai ai har, nu mai există. Asta este unul dintre păcatele alea super grave, care, da, sunt grave și care au urmări și care, nu știu, poate ca și biserica aș lucra mult mai mult pe partea de prevenție. Dar, în același timp, cred că tot ce înseamnă o comunitate sănătoasă și o biserică sănătoasă are și componenta aceasta a consilierii și componenta acordării harului și, de fapt, noi suntem aici o comunitate de oameni pe care Dumnezeu i-a iertat și i-a scos într-o viață care, de fapt, era o viață de moarte. Și Dumnezeu și Hristos, prin jertfa Lui, poate să ierte și asta și noi trebuie să fim vestitorii Evangheliei, vestitorii harului. Sunt lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple, dar, în același timp, viața nu se oprește aici. Și cred că ar fi important de discutat asta în biserici, în comunități. De fapt, prin faptul că noi zicem descurcă-te, n-ai decât, de fapt, noi încurajăm într-un mod nu direct, ci subtil, știi, de fapt, poate că tu pe tine o să te excomunicăm și nu o să mai avem de-a face cu tine. Dar următorul caz o să zic că, păi, nu o să le mai zic la ăștia, o să mă duc și o să fac ceva nascuns și atunci nu o să mă mai judece nici societatea, nu o să mă mai judece nici biserica, cumva imaginea mea de suprafață o să rămână nepătată, dar de fapt urmările sunt cu siguranță mult mai tragice. Probabil că ceea ce
se cam uită după ce fiecare a fost iertat de propria lui parte. E pasajul atât de frumos care spune că primul care e fără păcat să ia piatra și să arunce. Cred că sigur nu trebuie să aplaudăm păcatul, să-l încurajăm. Pentru că și oameni din Biblie, iubiți de Dumnezeu, care au păcătuit, chiar și în această arie a discuției noastre, au fost iertați și au trebuit să sufere consecințele păcatului, dar au fost iertați și nu au fost alungați. Și cumva dragostea lui Dumnezeu i-a conștientizat de păcat și a făcut să-și dorească să se întoarcă de la păcatul. Da, ce mi-am să adaug apropo de versetul pe care tu l-ai menționat cu cine este fără păcat să ia primul piatra și să arunce. Cred că aici discuția poate să meargă într-o zonă de care noi putem ocupa acum, dar cred că noi catalogăm în mintea noastră foarte diferit păcatul. Adică când ne uităm la un păcat de soiul acela, noi pe noi nu ne vedem așa de apropo de eu niciodată n-aș putea să fac asta sau n-aș putea să ajung acolo, știi? Și atunci noi pe noi ne vedem cumva așa un pic mai sfinți, mai într-un loc mai bun, ca să putem să judecăm pe alții cu ceva mai multă mai multă ușurință. Dincolo de stereotipuri și de perspectivele astea eronate, aș vrea să mutăm un pic discuția noastră și e ceva ce tot ai zis, Nicola, la început, despre ce putem, pe tema adopției, despre ce putem noi să facem să promovăm viața, să ajutăm viața. Da. Pentru că s-ar prea putea să nu fim vreodată puse în situația în care să trebuia să se luăm o decizie atât de abruptă, păstrez sarcina, nu păstrez sarcina, dar ce altceva putem face? Exact. Fie că vorbim de părinți care nu au putut să aibă copiilor biologici sau părinți care deja au 1, 2, 3 copiilor, dacă ei vor să ducă lupta asta pentru viață mai departe, răspunsul pentru fiecare categorie este adopția. Acum, de ce ne lovim noi și în acest domeniu ca în toate celelalte sunt stereotipurile. Pornind cumva de la bază, de la rădăcina lucrurilor, vorbim despre femeile care nu pot să mai păstreze lângă ele copilul prin motive obiective și clare și pline de sens, în România ele sunt catalogate ca abandonând. Dacă privim la vecinii noștri, mai de aproape sau mai de departe, vedem că ele au acest drept de a spune că, repet și subliniez, cu motive obiective, nu pot să păstreze copilul și să-i ofere resursele necesare, nu pentru o viață bogată, ci minimă și echilibrată, și chiar să poată să aleagă ele în ce familie copiii vor ajunge. Faptul că în România adopția este cumva oarbă este un blocaj, apoi atitudinea societății la noi, din păcate, este cumva mai nobil și mai firesc să faci o întrerupere de sarcină decât să lași copilul să ajungă în sistemul de protecție din cauza acestei etichete de abandon. Dar există familii și femei care, într-adevăr, au motive obiective pentru care nu pot păstra copiii și copiii ăștia se află în sistemul de protecție și e vorba de un număr foarte mare care anual ajunge acolo. Așadar, da, chiar se poate lupta extraordinar de nobil și de frumos pentru viață prin adopție. Nico, vrei să ne spui povestea ta? Da. Un alt stereotip al societății, când vine vorba despre adopție, ok, ne-am convins că putem adopta, dar ce fel de copil să adoptăm? Aici iară sunt niște cutiuțe pe care le creăm. Și niște liste. Și niște liste. Să fie cât mai mic, să nu fi trecut prin mai multe forme de protecție. Însă mă bucur că eu pot să vin cu povestea mea de viață și să sparg stereotipurile astea. Pentru că familia pe care eu am acum este o familie adoptivă și în ciuda a ceea ce se promovează, că nu este neapărat un model de copil adoptat,
Pot să spun așa că le-am luat din plin și le-am spart pe amândouă. Am și trecut prin mai multe forme de protecție, pentru că am fost atât în ceea ce se numea forma veche casă de copii, am fost atât în asistență maternală și nici n-am avut o vârstă neapărat promovată la nivel social, pentru că aveam 4 ani atunci când am avut harul de a primi o familie, o familie minunată. Și vreau să spun și să cred, și trebuie să mă crezi și voi pe cuvânt că n-aveți de ales, că am terminat liceul, facultatea, masteratul, activez în domeniul asistenței sociale de 2 ani. Sunt o persoană perfect integrată, vindecată, echilibrată. Chiar dacă nu m-am potrivit cu ceea ce societatea spune că ar fi bine să fie un copil adoptat. Și ce vreau să subliniez este aceasta. Stereotipurile, dacă ne uităm puțin la ele și ne întrebăm cine le-a creat, cine spune că într-adevăr așa trebuie să fie, ne dăm seama de 2 lucruri. Unu, că ele sunt atât de nevaloroase și 2, că de fapt ele, chiar stereotipurile, ne împiedică să luptăm pentru dragoste până la capăt și să devenim de fapt femei puternice. Pentru că, uite, se poate. Bineînțeles, nu vreau să se înțeleagă că este o luptă așa ușoară, care se duce prin flori. Este o provocare, pentru că, am avut parte de oameni, nu de departe, chiar din familie, care mulți ani nu au susținut decizia părinților mei, nu s-au bucurat de ea și am simțit acest lucru din plin, dar contează cum alegi să lași să te influențezi experiențele pe care le ai. Eu am ales ca tot ceea ce a venit spre mine să folosesc în a deveni un om mai bun și mai puternic. Cât de mult ajută credința în lupta asta pentru viață și face ea diferența decisivă? Uite, vom difuza o poveste a unei tinere și atunci când a rămas însărcinată tânără fiind, nu a fost susținută de familie și când am întrebat-o la interviu de unde a primit puterea de a merge mai departe, mi-a spus 2 cuvinte, Dumnezeu și copilul meu. Acum, ea nu vine dintr-o familie sau biserică, așa cum probabil suntem noi obișnuiți din mediul evanghelic, dar ce am observat este că Dumnezeu a rămas o referință pentru multe femei din multe sau din toate categoriile sociale, dar mai ales în acele categorii sociale pe care noi adesea le desconsiderăm, pentru că le desconsideră și societatea. Și unele știu doar atât. Avortul este păcat și lui Dumnezeu nu-i place. Dar știu. Și atunci, și când ele decid să păstreze sarcina, nu știu, am văzut acea legătură cu Dumnezeu, o legătură care se realizează, cred eu, ontologic între creator și creația, care are nevoie de ajutor și vrea să facă ceva bun. Și da, ajută. Laura, știu că tu ne-ai povestit ceva data trecută și ai zis că povestea ta în contextul acestei discuții are sens, cum ai văzut ajutorul lui Dumnezeu în toată povestea voastră de viață. De fapt, povestea mea are sens doar așa și doar prin perspectiva lui Dumnezeu și toată povestea vieții mele și vieții noastre de familie, de fapt, e strâns legată de Dumnezeu. Și dacă e să mă raportez strict la experiența mea, primul nostru copil este un copil cu sindrom Down, Iosua, și țin minte că în perioada imediat următoare, după ce am născut, am aflat că este suspect și în perioada aceea, până aveam să aflăm rezultatul testelor genetice și chiar câteva zile după, eram cumva împărțită în două. Da, ne iubeam copilul, l-am primit cu bucurie, era un copil dorit, așteptat, iubit deja de noi și de toată lumea, dar în același timp eram mama care nu avea pace și liniște, era cumva
apăsare și frustrare și îngrijorare. Deși, da, de felul meu am trecut prin multe în viață și de felul meu am perspectiva de a lupta și de a face tot ce îmi stă în putință. Dar în interior, nu, lupta asta era mult mai puternică decât se vedea și pentru că știam deja cine-i Dumnezeu, apropo de sistemul de referință și valorile de referință care mi-au ghidat viața, știam deja cine-i Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu ne promiți o viață trăită din plin în Tine. Tu ești un Dumnezeu al păcii, Tu ești un Dumnezeu al bucuriei și ceea ce eu trăiesc acum nu-i pe deplin bucurie și nu-i pe deplin pace. Și țin minte că rugăciunea mea din zilele acelea era, Doamne, Te rog, ajută-mă să am pace și să mă pot realmente bucura. Nu că nu-L iubesc, nu că nu-i a meu, nu că fac tot ce ține de mine, dar Te rog, dă-mi pace și bucurie pentru că știu că Tu poți să faci asta. Și perioada asta a fost grea și intensă, dar destul de scurtă, până într-o zi când, într-un mod care nu-L pot explica științific, Dumnezeu mi-a umplut inima de pace și de bucurie și a schimbat cu totul perspectiva și paradigma. Și apropo de asta, și apropo de ce zicea și Naomi, da, atunci când e bine, zicem că noi știm și noi putem și noi suntem puternici și noi facem față și ne descurcăm foarte bine singuri și independenți. Dar, de fapt, lucrând cu femei și având contact cu foarte multe femei în criză sau chiar mame de copii cu dizabilități, ce am observat e că, indiferent cât de ateu mă declar, sau indiferent care e perspectiva mea și raportarea mea la Dumnezeu, în momentul în care sunt în criză și în momentul în care inima mea și mintea mea o ia razna, am nevoie să mă găsesc de ceva. Și chiar mi-amintesc de o discuție pe care am avut-o cu o mămică care zicea, am crezut că îmi pierd mințile și m-am apucat să caut orice, de la vrăjitori până la, nu știu, tot felul de forme de oameni care mă pot ajuta. Dar, de fapt, în final, toată discuția e între mine și Dumnezeu. Unii ajung să se revolte, unii ajung să accepte harul Lui, unii ajung să se predea cu totul în mâna Lui, dar întotdeauna există și cred că suferința are cumva frumusețea aceasta de a te pune față în față cu Dumnezeu. Și orice om o să vină la un moment dat și o să stea față în față cu Dumnezeu. Da, că de acolo are posibilitatea să aleagă. O să mă încred în El sau o să fug de El și o să mă supăr pe El și mai tare. Dar cumva asta mi se pare că e noblețea suferinței să mă pună în față, față în față cu Dumnezeu. Și ce mi se pare mie aici de adăugat e că, da, Dumnezeu e bun și are har față de fiecare om și vedem asta în foarte multe locuri în Biblie. Dar ce e și mai fain e că oamenii care au o relație cu Dumnezeu autentică și reală au așa de multe promisiuni de care să se agațe și care, da, astăzi mi-e greu și da, s-ar putea pe viitor să nu știu ce o să mă aștepte, să nu știu cine și cum și cum o să mă descurc și ce o să fac și, dar pentru că eu știu cine-i Dumnezeu și pentru că eu îl cunosc și pentru că eu am o relație cu El, am atâtea de multe promisiuni care sunt adevărate, pe care știu că El le îndeplinește și așa cum și eu atunci, în momentele aia, le-am zis, nu am pace, nu știu, nu mă pot concentra, nu, e ceva ce nu depinde de mine, dar știu că Tu ești Dumnezeu păcii și știu că Tu ești Dumnezeu bucurie și aleg să cred asta și aleg să-ți cer asta. Și Dumnezeu face și Romani 8:28 că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce apropo de versetul ăsta, aș adăuga o nuanță la întrebarea inițială. Aduce Dumnezeu sau ne aduce Dumnezeu sau ne dă El siguranță în momentele astea? Cu siguranță și da, dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu și eu am o relație vie și personală și știu cine e El și știu cine sunt eu în El și cine sunt prin harul Lui și prin jertfa Lui Hristos, pot să am pace. Și mi se pare că, da,
pot să găsesc o felul de înlocuitor, să, pentru o perioadă să îmi duc o stare de bine sau să încerc tot felul de variante în care eu să fiu bine cu mine, cu oamenii, dar nu e ceva durabil. Singura chestie care e solidă și durabilă și care îmi dă siguranță e relația mea cu Dumnezeu și știu cine e El și știu că El are totul în control și că în final asta lucrează spre bine și spre slava Lui. David se afla într-un cu totul alt tip de necaz la momentul ăsta, dar mi se pare fascinant. E un psalm clasic pe care îl cităm de multe ori. Dar în mijlocul necazului și în mijlocul haosului în care el fuge, se ascunde, începe așa: Te iubesc, Doamne, tăria mea. Adică acolo e tăria, acolo e puterea. Domnul este stânca mea, fortăreața mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu este stânca în care mă adăpostesc, scutul meu, cornul mântuirii mele, întăritura mea. Un pic mai încolo, câteva versete, zice: În necazul meu l-am chemat pe Domnul, am strigat după ajutor către Dumnezeul meu și El mi-a ascultat glasul din templul său și strigătul meu după ajutor a ajuns înaintea Lui la urechile sale. Niciodată nu vom fi ignorate. Cu siguranță și știu că ceea ce noi discutăm aici pare cumva poate utopic pentru unii oameni, că zici, da, știi, poți să găsești sprijin, caută oameni, dar știu că pe de altă parte sunt foarte mulți oameni în foarte multe contexte în care pur și simplu nu au cu cine să discute, nu au o persoană de sprijin, de referință și se cred și realmente fizic singure sau singure în mijlocul mulțimii. Și asta e greu și trist și tragic și cu atât mai greu, mai grea povara. Dar în același timp nu sunt niciodată singure și atâta timp cât alegem să ne smerim și să fim vulnerabile și să zicem, Doamne, nu mai pot, nu știu ce să fac, știu că Tu poți și aleg să mă încred în ceea ce Tu îmi spui, acolo de fapt e secretul puterii. Noi nu suntem puternici prin noi înșine și chiar povestim cu fetele, ziceam, uite, și pe live-ul pe dizabilitate, de exemplu, pe care o să-l avem, zis, știi, tot ce-mi doresc de la povestea asta și de la povestea noastră și de la poveștile astea, nu e să se uite oamenii la niște femei și să le aplaude, vai ce puternice sunteți, că de fapt nu e despre noi. E vorba despre puterea pe care Dumnezeu ți-o dă și modul în care El lucrează în viața ta. Totul e despre El și pentru El, nu e nimica despre noi. Și mai vine un gând rapid, trebuie să încheiem că timpul nostru s-a scurs, dar îmi vine un gând foarte rapid legat de abilitatea aceasta lui Dumnezeu. Știți că în anumite contexte El este numit ziditorul. Abilitatea asta să ia El toate bucățelele noastre din noi și nu numai că le pune la o dată, dar le zidește, adică construiește ceva durabil. Și asta e una dintre abilitățile lui Dumnezeu, să facă din noi ceva durabil, ceva puternic, ceva veșnic, am spune chiar. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră aici, pentru discuția asta, pentru toată investiția voastră și sacrificiul vostru, numai în luna asta de campanie, dar în tot ceea ce faceți și dar nu pot decât să vă zic că vă admir și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult. Cred că dacă e nevoie de ajutor, dacă e nevoie de întrebări, vă pot căuta fie pe Facebook, probabil cel mai simplu este să meargă la Marșul pentru Viață Cluj-Napoca, sau dacă nu aveți social media, puteți foarte ușor, o să apară și pe ecran, în burtieră, o adresă de e-mail. provita@cluj.gmail.com. Bun. Acolo le veți găsi pe fete orice întrebări aveți. Dacă aveți doar așa un strigă de ajutor, puteți să-l trimiteți acolo și cineva vă va întâmpina. Vă mulțumesc și vouă foarte mult că ați stat cu noi de povești. Sunt niște discuții foarte importante. Sper că le veți duce mai departe și știți bine, până ne revedem săptămâna viitoare, vă doresc multă putere în tot ce aveți de făcut. Pe curând!